Producția de miere din acest an este mult mai slabă. Vremea capricioasă din 2020 nu le-a prit albinelor, iar urmările se văd deja. Asta înseamnă că mehedințenii vor găsi pe rafturile magazinelor miere mult mai scumpă. Vremea schimbătoare din 2020 a afectat drastic producția de miere. În unele zone, albinele suferă foarte mult și abia reușesc să facă miere cât să-și asigure hrana. Apicultorii din Baia de Aramă și Podeni se plâng de asemenea că în ultimii 2 ani nu au beneficiat de prea multe roade, iar în special mierea de salcâm a fost foarte puțină. Truică Lorența este din județul Mehedinți, comuna Podeni, iar de 40 de ani este apicultor. Însă, ca în ultima perioadă, producția nu a fost niciodată atât de slabă. Mirea de salcâm a fost mai puțină, poriflora s-a făcut un pic mai bine. Dar în comparație cu ceilalți? 2019 a fost mult mai slab. Tot la salcâm. Poriflora tot așa s-a făcut. Poriflora mai are... a fost căldură. Umiditate. Cât timp vă ocupați? De vreo 40 de ani. Nu au cu ce se lăuda nici apicultorii din Baia de Aramă. Mutu Violeta se ocupă cu creșterea albinelor de peste 20 de ani, fiind o tradiție de familie. A afectat-o mult și bine, a afectat-o foarte rău. Pentru că condițiile de meteo sunt foarte proaste și atunci albina nu se dezvoltă, nu are ce culege și ne-a afectat rău de tot. Ne-a afectat. A fost un an prost pentru apicultori, chiar a fost prost. Stupul, știți cu dumneavoastră, că se dezvoltă în funcție de climă. Dacă este frig afară, atunci și el stagnează. De exemplu, regina stupului nu depune ouă, nu-și dă drumul la puiet. Și atunci, automat, stupul dă înapoi. Deci tot ciclul de dezvoltare al stupului îl afectează clima. Cum, de exemplu, acum aproape am florit corcodușul și albina nu poate să iese din stup pentru că e frig. Și atunci sigur că nici nu se dezvoltă și nici plantele nu mai dau nectar. Erau ani când corcodușul era în floare și albina aducea miere. De câțiva ani nu se mai întâmplă așa ceva. Clima a afectat nu numai albinele, dar și florile. În aceste condiții, mierea autohtonă va fi mai scumpă. Dacă prețul cu care este vândută intermediarilor este între 8 și 17 lei pe kilogram, în funcție de sortiment, odată ajunsă pe raft, prețul va fi de 2-3 ori mai mare.